gândiți-vă mele astea așa de ciudate, zice, sunt un om atât de ciudat. Am visat să văd Londra. Gândiți-vă, sunt un om fără să... N-am un serviciu, n-am un ban, n-am o casă, n-am nimic. Dar am visat să văd Londra. Și am văzut-o. Și am visat să văd Veneția. Și am văzut-o. Știți de ce? Avem un Dumnezeu mare. Și El s-a dedicat. Doamne, vreau să mă dedic pentru împărăția Ta. Vreau să te vestesc pe Tine. Dacă Tu mi-ai dat un dar, eu vreau să te vestesc. Și știți cum au auzit de Evanghelia? Era un om al străzii, care zice, fuma 3-4 pachete de țigări pe zi, bea ca să uite de el, să uite cine e el, bea până cădea jos și într-una dintre dimineți, cum se trezea el în restaurant, imediat când deschidea restaurantul de pe stradă, că dormea pe jos, a venit cineva lângă el și i-a oferit o cafea. Deci e primul lucru care l-am primit gratis, după 20 de ani. Cineva i-a dat o cafea. Acum zice, nu puteam să plec. Omul a început să vorbească despre Dumnezeu. Zice, mi-era rușine. Zice, m-ar dea pachetul de țigări în buzunar și vreau să scap cumva de el. Că trebuia să fumez. Asta era învățat. Dar zice, mi-era rușine de el. Omul ăsta, zice, primul care mi-a dat ceva gratis. Zice, din respect pentru el, nu puteam să scop pachetul, dar zice, m-ar dea. Și zice, din o timp ca să scap de el, că el tocă, zice, ca să scap de el, am început să pun niște întrebări. Unde a fost Dumnezeu în 20 de ani? Dacă Dumnezeu spui că mă iubește cum tu spui, unde a fost Dumnezeu în 20 de ani? Și era un om care n-avea ce inimigdele. Unul mic, gras, chel. Și încă m-a făcut și glumă. Zice, cred că era pentecostal, că ceia baptiști sunt mai slabi. Da. Era un om plin de Dumnezeu. Și-a luat Biblia și-a deschis-o și-a pus-o în față. Ia și citește. Zice, pentru prima dată în viața mea am simțit că într-adevăr cineva mă iubește. Zice, pentru prima dată în 20 de ani am simțit că cineva mă iubește. Acela e Dumnezeu. Cine avem un Dumnezeu la fel de mare? Un Dumnezeu care ne iubește la fel de mare. Cine iubește pe noi? Prigonirea? Strâmtorarea? Înălțimile? Lățimile? Cum spune Biblia? Cine iubește pe noi să vorbim despre dragostea lui Dumnezeu? Dumnezeu vrea să simțim unii cu alții. Să speci de la Dumnezeu. Chiar dacă El a fost gunoiul lumii, așa-l considera lumea, că nimeni n-a fi putut să stea lângă El, că El s-a urât. Groaznic. N-avea unde să spele, n-avea unde să își schimbe hainele, umbla cu hainele luni de zile. Și nimeni n-a fi putut să stea lângă. Și s-a dus în biserică de pocăiți. L-a invitat fratele acolo și a zis că a fost într-o biserică mare de 700 de oameni. Și știți câți oameni au dat mâna cu el când a intrat acolo în biserică? O zis că nici el nu știe sigur. Unu sau doi. Pentru că nimeni nu l-a făcut din el. Bine s-a urât. Dar Domnul Iisus spune, eu am venit pentru cei sărați. Și pentru cei doborâți. El nu s-a dat undeva parte pe nimeni. Și chiar atunci când noi mergem să spunem despre Iisus oamenilor. Chiar dacă oamenii, am stat și eu ieri, nu vreau să mă luau, am stat acolo, trecând în față. Și orice om trecea pe stradă, veneam și îi spuneam, avem aici o evanghelizare, o seară minunată, vorbim despre Dumnezeu, cântăm despre Dumnezeu, nu vreau. Unii, ce am să vin mai târziu ca să scape de mine, poate din politesc, poate ori vin, poate nu ori vin. Ori mai fost și care ori vin. O fost și care mi-au zis, la pocăiți, eu, ce să caut acolo? Tu, Doamne, lasă-mă. Nu-i nimica. Eu am încercat să stau acolo și să-l chem. Am avut milă față de așa cum Saul nu știu despre adevăr și oamenii au nevoie să audă despre adevăr. Poate el nu o să asculte, dar poate altă dată Dumnezeu că îl auzește. Dar noi trebuie să ne facem datoria. Cum putem să spunem că iubim pe Dumnezeu dacă nu ne pasă de la de lângă noi? Ce putem face noi pe Dumnezeu? Eu vă spune că e adevărat că niciun pahar de apă nu vei da unui cel mai nesemnat și micuț frații mei ca să nu primiți răsplată. Deci atunci când noi mergem la ăla cel mai de jos om, Biblia spune fiecare să vadă pe altul mai presus decât pe sine însuși. Chiar dacă vezi că e mai slab, chiar dacă vezi că e mai... Tendința noastră e să judecăm, tendința noastră să ne comparăm, întotdeauna ne arătăm mai bine, întotdeauna noi suntem mai buni, facem mai puțin de greșel. Dar eu am nevoie ca să mărturisesc pe Iisus oamenilor. Dumnezeu m-a vorbit cu mine, știți de ce? Pentru că eu am nevoie să fiu mărturisit de Iisus Tatăl. Eu vorbesc în dreptul meu, mirușine de lucrurile mele ale inimii ascunse, pe care voi nu le știți. Și de multe ori mă rog Domnului, Doamne, ai milă de mine, că am nevoie de iertare. Și așa cum eu iert pe alții,
așa știu că Dumnezeu mă iartă pe mine, că așa spune El și El e credincios. Și așa cum El voi mărturisi oamenilor, așa mă voi mărturisi și El. Și așa cum mă voi rușina eu înaintea oamenilor de El, așa se va rușina și El înaintea Domnului. Așa că eu am luat o hotărâre în privința mea. Și asta a fost îndemnul și pentru biserică. Fraților, haideți să nu ne fie, să nu ne rușinăm în numele Domnului. Și cât timp trăim în plăcerile noastre și cât timp căutăm lucrurile firești ale lumii, Biblia spune că să lucrurile care cine umblă după lucrurile Romani 8 cu 7. Cine umblă după lucrurile firești? Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăzmășie împotriva lui Dumnezeu. Și noi umblăm, pentru că suntem oameni, de multe ori. N-am timp să vorbesc despre Dumnezeu, pentru că trebuie să mă duc să muncesc. Muncesc 8 ore ca să am pentru mine, dar mai muncesc și în plus, ca să pot să strâng mai mult, că mi-am făcut prea multe datorii și atunci când nu o să mai am timp să vorbesc despre Dumnezeu? Vreau de la lucru și de obosit. Și poate și la lucru, de multe ori suntem judecați, ați fi pocăit. E pe drept să fi vorbit de rău. Biblia spune, bucurați-vă când sunteți vorbit de rău, dar pe nedrept. Și poate și la locul de multe ori, sau acolo la școală unde vei fi, poate mulți o să te vorbească pe rău. Sau poate, sigur, diavolul să luptă, se spune că stă gata să înghită chiar și pe cei aleși. Și răcnește ca un leu. Și odată ce te-ai apropiat de Dumnezeu și odată ce tu aparții familiei Dumnezeu, e declarat război diavolului. Și diavolul sigur să luptă împotriva mea și împotriva fiecăruia dintre noi. Și acolo unde ești tu la serviciu, să ai lupte. Sau la școală, sau unde ești, să ai lupte. Și de multe ori, tu ai dreptate. Și de multe ori căutăm să ne scoatem dreptate. Eu vorbesc despre mine, de multe ori caut să ne scoat dreptate. Și e adevăr. Dar Dumnezeu nu cred că vrea asta. Dumnezeu vrea să fiu smerit. Și să mă bucur dacă îți vorbi de rău pe nevoie. Și să pot să iubesc pe la care mă judecă pe nevoie. Ca să pot să fiu o lumină pentru el. Ca să pot să fiu deosebit față de ceilalți. Pentru că și ei își caută dreptate atunci când sunt judecați pe nedrept. Și dacă și eu caut dreptate și dacă și eu fiu ca și ei, cu ce mă arăt mai bun? Cum pot o să câștig pentru Hristos dacă eu nu sunt mai bun decât ceilalți? Sau dacă eu îmi fac compromisuri acolo unde voi fi, cum pot să mai vorbesc cuiva despre Dumnezeu? Mi-ar fi rușine să mă duc să spui colegului meu, mă, hai și tu la biserică să vezi, Dumnezeu e bun, Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu ne iartă, Dumnezeu ne mântuiește, Dumnezeu vindecă, Dumnezeu face minuni. Dacă eu aș fi imoral și aș avea o viață fără Dumnezeu, pentru că eu mi-a spune, păi ce să văd la tine, mă uit la tine și n-am ce vedea, cum vii tu să spui mie despre lucrurile astea, că eu nu te văd pe dintre induri. În primul rând, cea mai bună mărturie a noastră. Asta s-o predica și în biserică. Sunt faptele noastre. Ele vorbesc mai mult decât cuvintele pe care noi le spunem. Așa că să ne rugăm Domnului, ca Dumnezeu să ne ajute. Să fim o dovadă vie pentru cei din jurul nostru. Prin faptele noastre. Și prin trăirea noastră. Și prin mărturia noastră.